un papuc, da, care este strâmt, indiferent că are toc, că nu are toc, el poate să ducă la deformarea osoasă la nivel de la laba piciorului. Un toc cu atât mai mult duce la deformare. Dar dacă tu ai purtat toată ziua tocul, da, și la sfârșit de zi, acasă, îți aloci 10 minute în care ți-ai luat o minge de tenis, pui talpa pe minge și începi să-ți o masezi. Cât stai un 5 minute de vorbă, da, cu familia sau, nu știu, dacă ești singur, stai și butonezi puțin telefonul, da, sau te uiți la ceva, pune talpa și fă-ți un masaj în talpă. Așa, practic, tot ceea ce s-a adunat, pentru că pantoful a fost de așa natură, îl relaxezi. Da? Odată ce l-ai relaxat, este foarte în regulă. După care, ok, s-a activat în partea din talpă, fă de câteva ori, da, un 10, 20, 15 și repetări, ridică, distanțează toate degetele și ridică-le. Da? După care, dacă îți mai iei și degetul mare și ți-l mai mobilizezi de câteva ori, așa eviți tot ce înseamnă deformare. Gimnastica bebelușului înseamnă atât închiderea segmentelor, cât și deschiderea segmentelor. Însă atunci când facem deschiderea segmentelor, este necesar să o facem cu blândețe. Copilul nu are capacitatea, atât de mic fiind, nu are capacitatea să înțeleagă că, da, acum este timpul să facem asta. Da, și atunci te poți trezi că tu ești la 3/4 din mișcare și copilul vrea să-și tragă mâna. Dacă tu forțezi, riști să-l accidentezi. Și atunci, practic, gimnastica trebuie aplicată cu foarte multă blândețe, să se ajungă până în capătul mișcării, dar fără forțare. Bine v-am regăsit la un nou episod de podcast BZI. Sunt iarăși eu, Viorela Dimici, gazda acestui podcast. Astăzi discutăm cu Ana Maria Beșleagă. Este kinetoterapeut, dar și manager coordonator la Empatio Kineto and Kids. Și vorbim foarte mult astăzi atât despre parcursul ei, pentru că are o poveste interesantă, dar și despre cum să avem grijă de sănătatea noastră. Și în cadrul acestui dialog vom primi multe recomandări de la Ana Maria. Până începem discuția, noi vă spunem că partenerul nostru principal este Balkan.ro. Aveți 10% reducere în momentul în care faceți cumpărături pe site. Noi vă sugerăm să introduceți codul BZI10 pentru a vă bucura de această frumoasă reducere. Ținuta pe care o portă astăzi această rochie Gingaș este semnată de brandul Concept Atroa. Pe această cale le mulțumim. Iar eu îți spun bun venit, Ana Maria. Sper să te simți bine în studioul nostru și sper să avem o discuție foarte călduroasă și prietenoasă. Bună ziua! De asemenea, același lucru îl sper și eu să fie o discuție plăcută pentru amândouă. Înainte să le luăm așa pe etape, o să-ți adresez o întrebare pe care de fiecare dată o pun invitaților mei. Cine este Ana Maria Beșleagă? Așa cum ai spus, dacă este să răspund la întrebare cu ultima etapă din viață, sunt coordonatorul unei frumoase echipe, Empatio Kineto and Kids. Sunt mamă a doi băieți minunați, adolescenți. Unul aproape adolescent. Sunt kinetoterapeut cu experiență de 15 ani, lucrând pe diferite etape de vârstă asupra pacientului, de la cei mici, de la nou-născuți, până la vârstnici. Mm-hmm. De-a lungul anilor am trecut prin diferite etape de dezvoltare, plecând din anii de facultate până acum. Ai o poveste foarte frumoasă și mai ales aș putea să spun că activitatea ta profesională și a inspirația din viața ta personală, de fapt. Înainte să alegi această meserie de kinetoterapeut, ai fost, deci ai avut o experiență de peste 16 ani, ai făcut sport de performanță și mai exact arte marțiale. Da. Am practicat Kwankido timp de 16 ani. În 2008 am suferit o accidentare la nivel de coloană cervicală și atunci a fost necesar să mă retrag din sportul de performanță pentru
pentru o perioadă, dar apoi au apărut alte priorități și acea perioadă am prelungit-o, apărând minunatul soț, apoi minunații copii, profesia și practic în continuare sport, dar strict pe partea de menținere a sănătății și întreținere corporală. Ce te-a făcut să alegi artele marțiale? Tu fiind femeie, noi, na, în general, femeile suntem așa gingașe, firave. Nu toate dintre noi, sau cel puțin la început. Artele marțiale au fost un sport care m-a ajutat foarte mult să mă cunosc pe mine, adolescent fiind. Și m-a ajutat să învăț cum să manageriez emoțiile, cum să manageriez corpul. Și după care am găsit o adevărată familie, ca să spun așa, în cadrul echipei. A fost un mod plăcut de petrecerea timpului și din punct de vedere emoțional, cât și din punct de vedere fizic, dezvoltare pe ambele planuri. Consider că adolescent fiind a fost o modalitate prin care mi-am creat un alt parcurs și cred că este știut, sportivul de performanță are parte de o educație din punct de vedere a responsabilității asupra lui și asupra corpului un pic diferită față de persoanele care nu practică sportul de performanță. Suntem mai riguroși, mai... Și probabil că asta am căutat. De la ce vârstă ai început să practici artele marțiale? La 12 ani. Deci de la 12 ani și 16 ani ai fost... Da. Părinții tăi cum au reacționat? Sau în general cum s-a întâmplat? Tu ai fost cea care le-ai spus că vreau să fac arte marțiale sau ei ți-au sugerat că uite, e bine să înveți să te poți... Eu provin dintr-un oraș mic. Foarte multe sporturi acolo. Nu pot să spun că ai fi putut practica să ajungi la o anumită performanță, dar artele marțiale au fost una dintre ele. Poate pentru faptul că, repet, m-a ajutat din toate punctele de vedere, iar părinții mei nu au avut nimic de spus. Aveam o ocupație unde știau că sunt în siguranță și mă dezvolt într-un mod armonios. Mm-hmm. Mi-ai spus mai devreme că această activitate te-a ajutat să te cunoști pe tine, dar și să-ți formezi personalitatea, însă la un moment dat a trebuit să te retragi, urmarea unei accidentări. Spune-ne mai exact ce s-a întâmplat și cum a fost această decizie pentru tine la nivel psihologic. Un incident total neplăcut. Într-o pregătire, într-un campionat, pregătire pentru campionat. A fost pur și simplu un moment de neatenție. Decizia nu a fost deloc ușoară de a mă retrage. A fost chiar, aș putea spune, dureroasă și ani de zile am suferit. Cred că în momentul în care practici sportul de performanță, dacă te retragi de bunăvoie, pentru că consider că atât ai avut de dat sau simți că vrei să faci altceva, da, e propria decizie, ești foarte împăcat. Dar în momentul în care te retragi pentru că e necesar să te retragi sau ți se impune, ești obligat, nu mai ai alegeri, practic. Cel puțin pentru mine a fost foarte, foarte dureros din punct de vedere emoțional, cu multe emoții amestecate, ca să spun așa. În momentul în care doctorul ți-a spus că nu mai poți practica sport, cum te-ai simțit și cum a fost acel moment? Îți mai aduci aminte? Da, mi-amintesc. Nu mi-a spus că nu mai pot practica. Mi-a recomandat să nu mai practic. Pentru că fiind un sport de contact, da, exista riscul să mai am parte de un incident. Și practic acolo ar fi fost problema reală. Mm-hmm. Dar așa să-mi spună, da, gata, punct, nu mai ai voie, nu a fost niciun moment. De aceea decizia practic am luat-o ulterior în a renunța la activitatea sportivă, discutând cu soțul,
a stat și m-a consolat destul de mm-hmm. mult și mi-a sugerat să pun în balanță avantaje, dezavantaje și toate lucrurile acestea. Tu și soțul tău sunteți din același domeniu? Deci a făcut și el sport de performanță? Nu suntem din același domeniu. Mm-hmm. Nu suntem din același domeniu. El, ca și job principal, este paramedic pe sport. Cândva a practicat bodybuilding și partea de fotbal. A avut și el o legătură cu sportul. Da. Și acum de câțiva ani mă ajută pe partea de nutriție în interiorul clinicii. Foarte frumos. Cum a fost această trecere de la arte marțiale către kinetoterapie? A fost o trecere ușoară, plăcută. Cum ai ales-o să... Cum am ales-o? Ce s-a întâmplat? Îmi spuneai mai devreme că ai fost propriul tău pacient inițial. Da. Accidentarea, practic sportul de performanță în momentul în care din diferite motive nu faci partea de refacere, nu faci partea de pregătire dintre campionate, nu ai grijă la partea de nutriție, nu ești învățat cum să ai grijă la aspectele astea, consumă corpul mult mai repede. Activitățile practic care le facem de zi cu zi sunt activități care consumă, nu care creează. Și sportul de performanță la fel duce către consum, un consum al corpului mult mai mare. Drept urmare, da, a fost incidentul care a dus către o hernie de disc, un genunchi care l-am accidentat tot prin perioada respectivă și practic așa a apărut dorința de a face parte de kinetoterapie, să știu să mă fac bine și apoi să ceea ce învăț să duc către partea de sportiv pentru a-i învăța profilaxia, să nu ajungă să se retragă din sport în urma unei accidentări. Dar inițial tu nu ai lucrat cu un kinetoterapeut sau? Nu, da. Nu am lucrat. Făceai anumite exerciții, de unde știai ce să faci? În momentul în care practici partea de sport, bine, depinde și care sport îl practici, dar în general suntem învățați să ne încălzim corpul folosind practic exercițiile din partea de încălzire, pregătire. Ușor mi-am refăcut corpul și l-am restructurat ca să pot să funcționez normal. Și când ai înțeles că, uite, vreau să devin kinetoterapeut și asta e ceea ce îmi doresc să fac mai departe, cum s-a întâmplat, nu știu, să te gândești că, uite, totuși această facultate vreau să o accesez? Decizia a fost înainte de incident. Am înțeles. Decizia a fost înainte de incident, cu mult înainte. Repet, incidente apar în sport foarte multe. Și atunci înclinarea asta către partea de refacere am avut-o de cu mult înainte și bazele a faptului să mă duc către partea medicală a fost un membru din familie, a fost bunicul meu, care mi-a insuflat aspectul acesta, că ar fi foarte, foarte bine să merg pe această cale, partea medicală. Nu mi-a sugerat exact către ce, însă el, la rândul lui, având o patologie, practic, probabil acolo, la nivel de emoțional, le-am cumulat pe toate și m-am dus către partea de recuperare. Spuneam mai devreme că îți ia inspirația în activitatea profesională din propria ta viață personală, inclusiv faptul că ai doi copii, te-a motivat sau te-a inspirat să lucrezi și pe partea de kinetoterapie cu copiii, începând cu bebeluși de la 3 săptămâni. Da, fiecare copil al meu a venit cu un plus pentru mine, fiecare dintre ei. Și odată ce am devenit mamă, automat
m-am dus către un studiu mai aprofundat pe partea de dezvoltare a copilului, ducându-mă către aspectul acesta, am început să lucrez la un moment dat cu graviduțele, iar ulterior ele au născut și așa au început și lucrul cu copiii, nu doar cu ai mei, cât și cu altora. Și fiecare etapă din viața propriilor copii vine cu anumite provocări, din punct de vedere corporal, din punct de vedere fizic. Studiind permanent pe acest aspect, îmi este mult mai ușor să pun în practică, da, sau în momentul în care primesc o provocare să o accept. Când recomand să vină mămicile cu bebelușii la kinetoterapeut? Nu știu neapărat dacă este vorba de a veni pentru că este o problemă. Așa. Ci, în mod normal, copilul de la naștere, el poate să beneficieze de anumite terapii, iar principala este partea de masaj, care creează practic un contact mult mai apropiat mamă-copil și practic dacă mamele știu să-l facă deja, să îl aplice, dacă nu știu să vină către partea de kinetoterapie sau către un specialist pe partea de bebeluși care să le învețe, da, să facă după care să-l facă acasă. Pentru că discutăm la bebeluși de câteva minute, da, sunt care acceptă câteva minute mai multe, alții mai puțin, și e intimitatea care se creează între mamă-copil, după care este gimnastica bebelușului, da, care la fel nu este vorba despre ceva extraordinar de amplu, copilul fiind sănătos, dar este recomandat să se facă zilnic. Noi la naștere suntem așa ca niște bureței până la o anumită vârstă și acapărăm toate informațiile. Masajul, atât masajul cât și gimnastica, ne formează la nivel de creier o hartă a corpului mult mai rapid decât dacă nu facem. La fel cum și sportul, atunci când îl practicăm diversificat. La activitățile sportive diversificate, cu cât sunt mai diversificate, cu atât învățăm scheme de mișcare diversificate și ne ajută în echilibrul asupra corpului. Inițial îmi spuneai că ai și deschis propria clinică, uh-huh, iar acum ești manager coordonator la Impatio Kineto and Kids. Povestește-ne despre acea perioadă. Acea perioadă. În 2014 am deschis primul cabinet, după care ulterior am avut o colaborare și a dus către extinderea cabinetului ca și clinică. A fost o colaborare frumoasă, după care am decis în 2017 să revin la a lucra singură. De ce? Probabil pentru faptul că am vrut altceva. Lucrurile, prioritățile cred că s-au schimbat la momentul respectiv. Prioritățile s-au schimbat și schimbându-se am considerat că este mai în regulă pentru mine așa. Colaboram din 2016 cu doctorul Bobocean. El fiind neurolog, aveam nevoie de a trimite pacienții către dumnealui. Dumnealui de multe ori îmi trimitea de multe ori pacienți pe partea de kinetoterapie. Ei lucrând tehnică de PDTR, tehnică de acupunctură, eu lucrând partea de kinetoterapie, practic se completează una pe alta. Iar în 2021, toată această colaborare a dus către unirea noastră sub același brand, sub brandul Empatio. Uh-huh.
Dar fiind partea de kinetoterapie, de aceea este impatiu kineto in kids. Și ce face mai exact impatiu kineto in kids pe partea de servicii pe care le prestează? Partea de recuperare, de fapt, partea de kinetoterapie, nu pot spune doar partea de recuperare. Kinetoterapia are trei stadii, ca să spun așa. Este primarul, secundarul și terțiarul. Și primarul este ceea ce ține de profilaxie, pentru că îmi place foarte mult să vorbesc despre profilaxie, orice problemă de sănătate, dacă este văzută din stadiul incipient, practic uitându-ne peste ani de zile, ea nu are cum să evolueze, pentru că o iei din fașă și schimbi lucrurile. Și atunci o mare parte din clinică practic este pe partea asta de profilaxie. În general la copii, la adulți avem dar mai puțin. Dar la copii, părinții, chiar în ultimii ani, sunt plăcut surprinsă să văd că au învățat să se uite la corpul copiilor și în momentul în care văd și consideră că poate că ceva nu este în regulă, poate că nu se mișcă așa cum știu eu sau cum am văzut eu că ar trebui, și vin și cer părerea. Și atunci cu acei copii profilaxia este câteodată, da, ei sunt fantastici și stau doar o lună de zile în interior. Alții stau 2, 3, 4, dar doar atât. Și după aia mă văd cu ei la partea de reevaluare în funcție de vârstă, la 6 luni sau la 1 an de zile, și văd cum evoluează foarte frumos. Primesc inclusiv indicația către ce activități fizice să meargă și își mențin tot câștigul și îl mențin într-un mod armonios. Partea de secundar este pe partea asta de recuperare post-traumatologie sau post-intervenție chirurgicală, în momentul în care o funcție ți este diminuată, da, sau, nu știu, ai avut un anumit incident, te doare un anumit segment, că în momentul în care ai o durere, de cele mai multe ori începi să, o funcție începe să se reducă. Și practic cu asta se ocupă kinetoterapia, recâștigarea funcției, reeducarea motorie și recâștigarea funcției. Iar terțiara, care avem un grad mult mai mic de pacienți pe acest aspect, nu aș putea spune că este punctul nostru forte, ca să spun așa. Dar avem pacienți și acolo. Este la persoanele care au o patologie cronică. Și da, de exemplu? O gonartroză, da, o costartroză sau... dar aici chiar nu avem pacienți, nu lucrăm partea de AVC-uri sau diferite pareze, da, hemipareze, nu este segmentul nostru, dar kinetoterapia terțiară se ocupă pe aspectul acesta. Atunci când practic ai o patologie cronică și lucrăm în a o menține la stadiul respectiv, și dacă mai avem și posibilitatea de a câștiga ceva, este super, dar practic să evităm avansarea patologiei într-un pas alert. Vorbind despre acest stadiu de profilaxie, spuneai că te bucură faptul că în ultimii ani mămicile își aduc copiii în acest stadiu anume de profilaxie. Spune-mi care ar fi acele semnale de alarmă pe care le putem urmări, pe care le pot urmări părinții la copiilor și să fie un indiciu pentru ei că ar trebui să vină la un kinetoterapeut și să ceară o opinie medicală. Vorbind din practică, da, în general... Părinții vin, se adresează către noi atunci când se uită la nivel de gleznă și văd că copiluțul, da, calcă cu glezna către interior sau către exterior. Sunt cazurile mai rare, dar se poate întâmpla. Sau tot pe la vârsta asta, da, 3 anișori, pe undeva pe aici, vin și...
ne spun faptul că copilul se împiedică, li se pare că se împiedică mult mai des decât văd la alți copii sau se dezechilibrează mult mai des decât alții și vor să știe dacă este normal sau nu. Un alt aspect pentru care vin sunt atunci când sunt trimiși de către ortoped sau de către pediatru sau medicul de familie, chiar sunt perioade, au început de ceva timp inclusiv medicul de familie să se uite la aceste aspecte și să trimită către specialist. După care, dacă copilul crește și ajunge undeva la vârsta de 5 ani, 6 ani, 7 ani, deja ne putem uita la mult mai multe semne. Ne uităm la nivel de genunchi, dacă sunt axați către față, la rotulă sau au tendința de asta către exterior sau către interior. Dacă copilul, părintele știe că copilul a petrecut mult timp în poziția de W, care este o poziție nocivă, da, iarăși ajung undeva pe la vârsta de 5 anișori, da, și văd că ceva este în regulă. Se pot uita inclusiv la nivel de bazin, când văd că zona lombară este mult mai proeminentă. Se pot uita la nivel de omoplați, da, când ei sunt asimetrici, unul este mai sus, unul este mai jos. Se pot uita inclusiv la nivel de cap, da, să facă, ori se uită la ei, ori fac o poză și se uită dacă linia mentonului este pe linia sternului și linia gurii cu a ochilor este paralelă cu solul sau au tendința aici de înclinare. Pentru că tendința de înclinare la nivel de cap poate să fie dată de ceva ce se întâmplă la nivel de bazin, poate să fie dată de ceva ce se întâmplă în articulația temporomandibulară sau chiar la nivel de ochi. Și atunci modifică poziția capului, care la rândul ei poate duce către partea de torticolis, către partea de scolioză, către... Sunt mai multe aspecte. În mare, cam aceștia sunt parametrii care ar putea să îndrume un părinte. Mm-hmm. Observând aceste, nu știu, probleme sau ceea ce nu li se pare lor normal, asimetrii, părintele ajunge la kinetoterapeut. Cât durează aceste ședințe de kinetoterapie, de recuperare, sau este totuși individual cu fiecare pacient? Modalitatea, aici pot vorbi despre modalitatea noastră de lucru, nu știu care sunt practicile, da, în general, dar modalitatea noastră de lucru este acea evaluare care o are pacientul la prima întâlnire, în care stau și-l ascult, în care stau și fac o fișă la nivel de... Este o fișă multidisciplinară, unde mă uit inclusiv la nivel bucal, inclusiv la nivel de ochi, inclusiv la nivel de corp. Pe partea de bucal, pe partea de ochi, nu pun diagnostic, ci dacă este o problemă, sunt niște oameni minunați cu care colaborez și atunci... recomand pacientului, da, sau părintelui de a merge cu copilul pentru a ne asigura că vom avea rezultate de lungă durată și că rezultatele vor apărea mult mai rapid. După ce văd pacientul, structurez un plan de recuperare și fac practic prima etapă a planului. Planul este împărțit pe 10 ședințe, în care sunt cumulate în funcție de pacient mai multe abordări, mai multe tehnici, mai multe metode. La a 10-a ședință îi fac reevaluarea și în funcție de reevaluare și de evoluție stabilim următoarea etapă. Îmi este greu acum să vă răspund dacă cât anume poate să dureze. V-am spus, dacă discutăm strict de copii, da, și nu au asimetrii foarte mari, poate să dureze 10 ședințe și el să se stabilizeze, poate să dureze, da, 20 de ședințe, 30 de ședințe până când el se stabilizează. Depinde și de etapa de creștere în care se află.
sunt mai mulți parametri, iar la adulți, da, la fel, depinde dacă sunt pe partea de profilaxie, depinde dacă sunt pe patologie, da, depinde cât a așteptat până când s-a prezentat să facă ceva, de când a apărut prima dată problema sau durerea sau primele simptome, da, și până când s-a hotărât să facă ceva în privința aceasta. Pentru că în momentul în care, după cum spuneam și mai devreme, dacă apare un disconfort, o durere, la nivel de subconștient noi vom face orice ca ea să dispară. Acel orice duce către modificarea engramei motorii. Odată ce modificăm engrama motorie, da, ne trezim că s-ar putea să avem o multitudine de mușchi care nu îi mai folosim. Și ne folosindu-i tot, automat ajungem la partea de articulații, să supra-solicităm articulația. Îmi place să le spun pacienților să-și imagineze că al nostru corp este precum un cort de camping, corpul ca un cort de camping, în care masa musculară este partea de ațele care țin cortul întins, și cortul în sine sunt oasele, iar în momentul în care, dacă tragem mai tare de o ață, cortul se înclină după acea ață, da? Practic tensiunile musculare își pierd din echilibru stânga-dreapta. De aceea nu pot să spun, da, exact cât poate să dureze. Depinde de la pacient, de la pacient la pacient. Ceea ce pot să răspund cu certitudine, cu cât ne adresăm la primele simptome, cu atât este o colaborare frumoasă de scurtă durată. Deci, cu cât mai devreme ne adresăm la kinetoterapeut, cu atât mai scurtă poate fi colaborarea. Sigur. Ai vorbit de mai multe ori în timpul acestei discuții despre faptul că conlucrezi și cu medicul pediatru și cu medicul neurolog, bănuiesc și cu un ortoped. Cât de importantă este conlucrarea cu alți specialiști, conlucrarea aceasta strânsă, pentru a oferi rezultate bune pacienților și, așa cum spuneai și tu mai devreme, să se adreseze nu atunci când problema a evoluat, ci atunci când e în faza incipientă? Este foarte important să colaborăm între noi, pentru că corpul este un întreg, nu este un singur sistem, da, luat pe bucățele. Și atunci, în momentul în care informațiile din fiecare domeniu ajung să fie unite între ele, putem să structurăm rezultatele mult mai rapid către pacient, pentru că fiecare domeniu are plusurile lui, care ne poate coroborate, ne dau rezultatele. Și atunci este normal și natural să colaborăm între noi. În acești 16 ani de activitate în calitate de kinetoterapeut, ai observat anumite tendințe, anumite probleme care apar tot mai des la pacienții tăi sau poate s-au schimbat și anumite metode de lucru cu pacienții sau tehnici? Ce s-a schimbat de-a lungul anilor? În cei 15 ani, cu certitudine, da, 15, iarăși, scuze, nicio problemă. Ceea ce pot vorbi la fel din punctul meu de vedere, metodele folosite permanent au fost upgradate. Nu aș putea spune că am renunțat la o metodă care am învățat-o în anii de facultate și sau ulterior la început de carieră și acum nu o mai folosesc. O folosesc doar că ea este cu upgrade permanent, aducând practic cu fiecare specializare pe care o fac, cu fiecare curs pe care îl fac, îi aduc un upgrade metodei.
Din punct de vedere al tendințelor ca și patologii, nu aș putea spune că este o tendință către patologie. Din păcate, vârsta la care apar anumite patologii este mai scăzută. Dar, la ce te referi aici mai exact? Sau care ar fi acea vârstă despre care vorbești? Nu știu, haideți să vorbim despre hernia de disc, de exemplu. Da. A întinerit această patologie? Da, din păcate a întinerit. Dacă la început de carieră frecvent aveam pacienți cu herniile lombare, acum frecvența este mult mai mare la pacienții cu herniile cervicale. Probabil și pentru faptul că stilul nostru de viață și joburile noastre s-au schimbat. Nu că probabil, mai mult ca sigur. Și atunci uzura este diferită. Dar cu certitudine asta pot spune că practic vârsta de apariție a patologiilor este mult mai fragedă. Din ce în ce mai fragedă. Vorbind despre faptul că trăim într-o lume digitalizată, folosim din ce în ce mai des telefonul, practic fiecare din noi, stăm mai mult la calculator, pentru că așa presupune noua noastră realitate, toate procesele practic au loc acolo, în spațiul virtual. Ce patologii ai observat că se dezvoltă tot mai mult? Te spuneai că hernia de disc a întinerit. Acum vorbim despre folositul în exces al telefonului și calculatorului. La ce patologii poate duce? Partea de accentuare a cifozei. Da, noi spunem upper cross syndrome, acea poziție care o avem de proiectare a bărbiei către față cu umerii aici, da, practic se închide zona anterioară și avem hiperlordoza cervicală care duce către instabilitate și apariția herniei cervicale. Ce altă patologie, da, este, dar aici poate să vă spună mult mai multe un oftalmolog, ochelarul, care din ce în ce mai mult, mai mulți copii poartă și este necesar să-i poarte. Partea de atitudini vicioase la nivel de corp sau atitudinea scoliotică este mult mai des întâlnită, inclusiv în rândul adulților, nu doar în rândul copiilor. Problemele de hiperlordoză la nivel lombar sau chiar ștergerea curburii lombare, partea de atrofiere musculară, e un cumul. Sedentarismul nu duce către ceva bun. Corpul nostru este făcut să fie dinamic și nu putem vorbi sub nicio formă de poziția ideală în care să stai ca să fii în regulă, sub nicio formă. Cel mai indicat este partea de echilibru între cât stai în așezat, cât stai în picioare, că nu vă imaginați că cei care stau în picioare pentru că au jobul de așa natură, ei nu au probleme, da, și ei pot să, și la ei pot să apară la fel de bine aceleași patologii, pentru că apare alt dezechilibru. De aceea, cel mai indicat este echilibrul dintre cât stau și cât mă mișc sau cum mă mișc. Foarte, foarte bine punctat. Vorbind despre femei și tocuri, cât de mult ne afectează tocurile? Din ce punct de vedere? Din punct de vedere al unui kinetoterapeut. Sau cât de des ai observat că vin cu probleme femei și consider că, sau vezi o legătură dintre faptul că poartă des tocuri și afecțiunea pe care o au? Eu personal port tocuri. Nu atât de des cât mi-ar plăcea, dar port tocuri. Și nu aș putea spune că simt că mă afectează cu ceva. Atâta timp cât am un echilibru muscular. De exemplu, în februarie am avut un incident la schi.
Și automat nu am putut să port tocuri, pentru că dacă purtam tocurile, simțeam că mi se accentuează problema respectivă. Și atunci am renunțat la ele. Atâta timp cât este un echilibru muscular între partea de laba piciorului, partea de gambe, coapse și ce este cel mai important, bazinul, care este corul, da, corul corpului, nu are cu ce să te afecteze, da? Dacă nu este acest echilibru, da, poate să ducă. Dacă pantoful este foarte strâmt, duce către monturile de la nivel de degetul mare sau hallux valgus, cum este descris academic. Dacă iarăși ai tendința să stai foarte mult picior peste picior și nu te ocupi de activitatea musculară pe exterior, sau un stretching la nivel intern a picioarelor, se deformează genunchii mult mai repede. Dacă am avut parte de nașteri, da, sau luat în greutate și nu ne-am ocupat apoi de abdomen să-i redăm tonusul, automat ridicatul pe tocuri, modificând, da, practic punctul, centrul de greutate poate să accentueze o problemă la nivel lombar. Adică nu aș putea da vina 100% pe tocuri. Dar e unul din unul din factori, sau nu neapărat. Deci din punctul meu de vedere, nu aș putea spune că este un factor, repet, atâta timp cât avem grijă de corpul nostru din punct de vedere a relaxării și a activării. Dacă nu avem grijă din punctul ăsta de vedere, măcar de două ori pe săptămână, atunci, da, el poate fi considerat un factor. Dar avem paciente care nu poartă tocuri de ani de zile sau poate nu au purtat niciodată și totuși problemele, aceleași probleme le au și ele. De aceea spun, nu pot să dau vina 100% pe tocuri. Uite, e bine că ai făcut claritatea aici, ca să nu se simtă vinovate multe femei atunci când poartă tocuri. Să considere că, uite, deci, e în detrimentul sănătății. Un papuc, da, care este strâmt, indiferent care toc, că nu are toc, el poate să ducă la deformarea osoasă la nivel de laba piciorului. Un toc cu atât mai mult duce la deformare. Dar dacă tu ai purtat toată ziua toc, da, și la sfârșit de zi, acasă, îți aloci 10 minute în care ți-ai luat o minge de tenis, pui talpa pe minge și începi să-ți o masezi. Cât stai un 5 minute de vorbă, da, cu familia sau, nu știu, dacă ești singur, stai și butonezi puțin telefonul, da, sau te uiți la ceva, pune talpa și fă-ți un masaj în talpă. Așa, practic, tot ceea ce s-a adunat, pentru că pantoful a fost de așa natură, îl relaxezi. Da? Odată ce l-ai relaxat, este foarte în regulă. După care, ok, s-a activat în partea din talpă, fă de câteva ori, da, un 10, 20, 15 și repetări, ridică, distanțează toate degetele și ridică-le. Da? După care, dacă îți mai iei și degetul mare și ți-l mai mobilizezi de câteva ori, așa eviți tot ce înseamnă deformare. Este o profilaxie care ți-o faci în evitarea deformării strict, da, a mondurilor. Stând pe tocuri, se scurtează musculatura din spatele gambei, da? Și atunci, pune-te cu talpa pe marginea tocului la ușă și lasă-te către față să simți cum se întinde toată gamba în posterior. Ți-ai făcut profilaxia deformării, da, de la nivel de genunchi. Deci, de asta spun că nu aș putea spune că unul e mai vinovat decât celălalt. Vorbim despre exercițiile pe care le putem face acasă. Pentru a avea o sănătate perfectă a posturii pe care o avem și să prevenim alte probleme care pot apărea din cauza sedentarismului sau odată cu vârsta sau alți factori. Ce exerciții recomanzi să fie făcute acasă, pe lângă cele despre care ai vorbit? Echilibrul perfect nu pot să spun că dacă există, pentru că noi de la natură suntem cu o ușoară asimetrie și este normal să avem acea ușoară asimetrie. Nu trebuie să arătăm ca neviste. Ca și exercițiu, fiecare persoană să se gândească și fiecare copil
Da, să se gândească care este poziția în care stă cel mai mult. Dacă el stă cel mai mult, de exemplu, să ne ducem către o doamnă, da, stă cel mai mult picior peste picior, atunci un exercițiu foarte bun pentru ea este un stretching pentru musculatura internă la nivel de coapsă. Dacă discutăm de un domn care petrece multe ore în picioare, da, și stă cu picioarele către exterior, pentru el recomandat este un stretching la nivel de fesieri, da, cu activare a musculaturii interne a coapsei. Dacă discutăm de copii care petrec multe ore făcându-și lecțiile, da, și stau aici în aplecat, da, sau de persoanele care petrec multe ore în fața calculatorului, tot în așezat și la fel sunt multe ore, ne gândim, adunăm, practic trebuie să ne gândim de fiecare dată care este mușchiul care s-a scurtat, pe care l-am scurtat toată ziua. La sfârșit de zi, grupa respectivă o iau și o întind. Da? O întind, pur și simplu fac stretching. Iar pentru partea posterioară, dacă mai am practic partea cealaltă care i-a stat întinsă, dacă mai am timp să o activez, e ok. Dacă nu, nu-i neapărat. Da, tot în aceeași zi să fac și activare. Dar la sfârșit de zi, când am terminat activitățile, 5 minute, 10 minute, hai să spun încărcat un sfert de oră, fac diferența. Stretching-ul de la sfârșit de zi, plus partea de încălzire dimineața. Eu am un obicei, dimineața nu mă dau jos din pat până când nu sprecum pisoiul meu. Mă întind din toate punctele de vedere, pe toate părțile, în toate felurile. Exact cum face pisica. Deci cine are animăluț acasă, să stea să-și observe animăluțul. Pisica, cățelul, ei niciodată nu se pun în mișcare în momentul în care s-au trezit, decât dacă sunt sub amenințare. Dacă ei se trezesc liniștiți, ei fac stretching. Exact, am observat acest lucru. De ce nu putem face și noi același lucru? Tot mamiferii suntem. Exact, exact. Foarte, foarte bine punctat. Vorbim despre faptul că recuperarea anumitor afecțiuni poate fi de durată, iar kinetoterapeutul trebuie să fie înzestrat cu multă răbdare. Ce alte calități sunt esențiale pentru un kinetoterapeut bun? Pasiune. Foarte multă pasiune. Cred că răbdarea vine din pasiune și plăcerea de a lucra cu oamenii, de a-i ajuta. Ce altceva ca să fie un kinetoterapeut înzestrat e partea asta de înclinare către oameni. Să-ți placă să fii înconjurat de oameni, să lucrezi cu ei, să stai să-i asculți, că este foarte important, pentru că dacă îi asculți, primești foarte multe detalii care le poți folosi după aia în planul de recuperare, sau ascultându-i poți ajunge la concluzia că nu vei reuși singur, ci ai nevoie de ajutor, pentru că și noi avem limitele noastre ca orice domeniu și atunci poți să-ți dai seama că poate că este nevoie să îndrup pacientul către partea de psihoterapie, da, sau către partea de oricare altă ramură medicală sau către partea de nutriție, pentru că sunt foarte multe patologii, foarte multe dureri, ca să spun așa, care sunt date inclusiv de partea de nutriție, de alimentare și aspecte de genul. Adică înclinarea, da, către oameni. Cred că asta și pasiunea, astea sunt cele mai importante. Pentru că avându-le pe asta, practic dimineața când te duci la servici, mai ales dacă este și mediu plăcut, da, colectivul este un colectiv plăcut, la sfârșit de zi nu-ți dai seama când trece și nu apare pentru nicio clipă acel moment în care spui că te duci la muncă, ci e o altă zi plăcută din viață. Da,
Exact, foarte, foarte frumos spus. Încă o zi plăcută din viață. Vorbind despre faptul că ești manager coordonator la Empatio Kineto in Kids, cumva din titlul clinic și din denumire, putem să înțelegem că vin acolo doar copii. Este așa? Nu avem doar copii în interior. Da, multă lume, când mă văd pentru prima dată cu ei, pentru că, nu știu, ori îi trimite un medic sau primesc recomandare de la familie sau de la prieteni și ne recomandă pe noi, vin și îmi spun, nu am știut că lucrați și cu adulți. Da, am crezut că doar cu copii lucrați. Da, avem o predominanță mai mare asupra copiilor, sunt undeva cam 60% din pacienți, sunt copii calculându-se de la, da, 3 săptămâni la 18 ani, adică și adultul tânăr, tot copilul este până la 18 ani. Dar 40% și sunt adulți. Cam asta este media generală. După care sunt etape, perioade din an în care sunt mai mulți adulți, da, sau perioade când sunt mai mulți copii. Dar lucrăm și cu unii și cu alții. Ai menționat că ați avut pacienți încă de la 3 săptămâni. Cum se lucrează cu un bebeluș atât de mic? Știi că există și convingeri că în primele, nu știu, în prima lună, în primele două luni, nu e bine în general copilul să interacționeze cu prea mulți oameni decât cu mama. Da, este ușor dificil din punctul acesta de vedere. Probabil că da, sunt anumite convingeri, dar vorbind din punct de vedere emoțional pentru copil, într-adevăr este destul de dificil pentru el, se schimbă mediu, sunt mâini noi care pun, da, se apropie de el. Încăperea cu totul, da, este nouă, este un glas nou și atunci poate să apară multă frică în copilul respectiv și să se manifeste. De aceea la copii atât de mici, părintele, mama, da, sau tatăl este permanent în ședință cu noi, ca dacă copilul dă semne de îngrijorare, părintele să-i audă permanent glasul, să-i simtă mâna. Ședința, chiar dacă ei sunt atât de mici, noi o lăsăm de o durată mare, de 50-60 de minute, luându-ne în calcul faptul că este necesar să luăm pauze, copilul să nu-l lăsăm să plângă, să nu-l lăsăm să devină foarte agitat, părintele să poată să intervină și să-l liniștească sau să-l alimenteze, să-i dea să mănânce, pentru că există și aspectul acesta. Nu e ca și cum copiii sunt ceas. Da, te poți trezi că li se face foame când nu te aștepți. Sau, da, sunt diferite situații. Chiar dacă, în mod normal, la o vârstă atât de mică se lucrează 20 de minute, da, încărcat, hai să spun 30, noi lăsăm ședința dublă. Tocmai pentru aceste aspecte, să fim siguri că terapeutul reușește ceea ce și-a propus pentru ziua respectivă să poată să lucreze cu copilul. Practic, îți trebuie foarte multă căldură, căldură în glas, îți trebuie o stare de spirit foarte calmă, pentru că dacă nu ești calm și ai pus mâna pe copil, copilul te simte, ei fiind bureți emoțional, el oricum este anxios fiind un mediu cu totul și cu totul nou. În general, ședințele mai, să zic așa, mai agitate sunt primele ședințe, pentru că după aia copilul se obișnuiește. Nu schimbăm terapeutul sub nicio formă, la copiii mici un singur terapeut este același permanent, părintele se mulează după programul terapeutului, pentru că ar trebui să supunem copilul la un alt contact care, da, practic ne duce din nou către primele ședințe și evităm aspectul acesta. Vorbind despre bebeluși și anumite convingeri, aș vrea să facem claritate, deși nu se mai practică de mult, oricum vreau să te întreb despre înfășat. Fiind kinetoterapeut, n-ar plăcea să ne spui dacă consider că este în regulă să înfășăm sau nu copiii?
Eu, de exemplu, pe ei nu i-am înfășat. Da, sub nicio formă. Gândindu-mă la aspectul faptului că timp de atâtea luni, da, de când a început el să se formeze și începe să aibă o formă a lui, da, pe la 4-5 lunițe ale lui, în burtică, are o anumită poziție, da, cu genunchii desfăcuți, cu tălpicii aduși către funduleț, da, practic el este, iar mânuțele la fel sunt undeva în zona asta. În momentul în care îl înfăși, imediat după, da, după naștere, risc să-i fac anumite întinderi care nu sunt recomandate. Una este să înfășăm copilul, cum am văzut la unii părinți, practic înfășatul însemnând doar o păturică care o așează peste el și o prinde, dar nu o strâng, da, o prinde strict cât să nu-și dea copilul cu mânuțele, da, peste față și să se sperie sau să se zgârie. Și alta este înfășatul care se practica cândva, acea sărmăluță, cum se spune, când îl întinzi mânuțele pe lângă corp, îi întinzi picioarele și începi să... Ăla poate să fie traumatizant pentru corpul copilului. Îl tragem de cap pe copil să-l lungim, îi facem anumite, nu știu, întindere acasă? Dacă spunem că îl tragem de cap, s-ar putea să se înțeleagă ceva ne la locul lui. Gimnastica bebelușului înseamnă atât închiderea segmentelor, cât și deschiderea segmentelor. Însă atunci când facem deschiderea segmentelor, este necesar să o facem cu blândețe. Copilul nu are capacitatea, atât de mic fiind, nu are capacitatea să înțeleagă că, da, acum este timpul să facem asta. Da, și atunci te poți trezi că tu ești la 3/4 din mișcare și copilul vrea să-și tragă mâna. Dacă tu forțezi, riști să-l accidentezi. Și atunci, practic, gimnastica trebuie aplicată cu foarte multă blândețe, să se ajungă până în capătul mișcării, dar fără forțare. Absolut fără forțare. Da, ne ia un pic mai mult timp dacă nu forțăm lucrurile, dar riscurile de accidentare este mult mai mic. Ei sunt firavi, dar nu atât de firavi pe cum ne imaginăm noi, proaspăt părinți fiind. Există multă dispută la acest subiect și aici mă refer la sistemele de susținere pentru bebeluși. Tu încurajezi să fie pus bebelușul în premergător sau într-un sistem de susținere din punct de vedere al kinetoterapiei? Discutăm, îl afectează cumva? Discutăm de bebeluși, sugari care se poartă, da, în marsupii, sau discutăm de copii care de acum stau în așezat, merg în patru labe și folosesc partea de premergător? În general vorbind, și de bebeluși și de copii foarte mici, nu cred că cineva pune bebelușul într-un astfel de sistem. Am înțeles. Da? Dacă ne referim că, știi, e și un termen, bebeluș, nu știi exact până la ce lună e bebeluș. Pentru mine e bebeluș și la un an jumătate. Am înțeles. Sistemele cele de pentru nou-născuți, ca să spunem așa, pentru sugari, depurtare, da, în față, ele sunt foarte, foarte în regulă. Însă trebuie să adaptate conform vârstei și a stadiului de dezvoltare a copilului. Dacă poate să-și țină capul, nu poate să-și țină capul, a ajuns să stea în așezat, nu a ajuns să stea în așezat. Da, pentru că până la a se ridica singur în așezat, recomandat este copilul să stea în lateral, dar nu așezat către față, să stea practic în funduleț, cum ar veni, chiar dacă este susținut pe noi. După care, dacă el a ajuns deja singur să se ridice către așezat și apoi la partea de a sta în patru piciorușe, în patru lăbuțe, să dea către etapa de mergere în patru labe, știu că este mult mai comod pentru părinte să-l lase în premergător.
Dar asta nu înseamnă că este mai ok pentru copil. Da, determină foarte mult mersul pe vârfuri, pentru că pe el îl interesează să ajungă foarte repede peste tot și nu va pune niciodată toată talpa. Mersul acesta pe vârfuri duce către o tensiune musculară la vârste care nu se explică. După care, inclusiv nu un premergător nu dezvoltă musculatura corului, fesier, abdomen, pentru că el stă acolo în interior și lucrează foarte mult de la nivel de laba piciorului, gambe, maxim genunchi, da? Musculatura ușor din coapsă, dar nu folosește corul. Și atunci ne trezim că în momentul în care îl scoatem din premergător, nu are echilibru pe care ne-l dorim și ajunge să se împiedice mai des. Practic, el nu și-a activat musculatura care trebuie. Eu încurajez foarte mult părintele să creeze un spațiu sigur pentru copil, din punct de vedere a curățeniei, da, să pună un ceșaf curat pe pardoseală, să fie călduț și să fie curat pentru copil și să-l lase în perimetru în care el să lucreze. Cu cât ne ajutăm mai mult copiii în primele luni de viață, cel puțin este concluzia mea. Da, nu știu dacă sunt studii pe acest aspect, dar asta este concluzia mea și cu ai mei copii și din ceea ce am văzut în practică și în discuțiile cu părinții. Da, suntem noi mai liniștiți, suntem noi mai împăcați, copilul face mai puțină gălăgie. Noi suntem împăcați cu noi că ne ajutăm copilul, că uite nu suferă, că uite nu este bine, dar din punct de vedere a dezvoltării lui, consider că nu este chiar ok, pentru că uitându-ne la noi ca adulți, atunci când într-un mediu ne este bine, nu vom lupta niciodată să avem mai mult, să facem mai mult, pentru că ne este bine acolo. Și atunci copilul, cum poate, dacă el are tot ceea ce ar putea, poate să își dorească, îi se oferă deja, pentru ce să lucreze să primească mai mult? Aici mă refer și la partea de susținerea capului, și la partea de ridicare în așezat, și la partea de mers în patru labe, care sunt etape foarte importante din dezvoltarea neuromotorie a copilului. Da. Determin copilul să facă rostogolirile dintr-o parte în alta, care sunt foarte importante, punându-i un obiect dorit la o distanță nu foarte mare, nu foarte mică. Da? Și atunci el va începe să lupte și să își coordoneze mișcările, să întreprindă și să ajungă la acel obiect. Dar în momentul în care îi l-ai dat în mână, el nu mai vrea, nu mai are de ce. Obiectul dorit, fructul oprit este acolo. Uh-huh. Și nu are de ce. Și atunci, practic, conlucrăm fără să ne dăm seama și fără nicio intenție eronată, da, la o dezvoltare încetinită a copilului nostru. Din punct de vedere neuromotor, da, strict dinamic vorbind. Vorbind per general despre kinetoterapie, se spune că în România piața muncii la acest capitol este mai puțin dezvoltată. Cum înțelegem că suntem pe mâna unui specialist bun sau nu? Mi este greu să răspund la această întrebare, pentru că nu este necesar să aplici tehnici extraordinar de complicate la o persoană care, nu știu, se prezintă cu ceva, mai ales la început, da? Ci este vorba de cum te uiți la el și cât de mult te... conexiunea care se creează între tine și acel pacient. Pentru că dacă nu este o conexiune și pacientul nu-și dorește realmente la nivel subconștient, pentru că la nivel conștient toți ne dorim să nu ne doară și să fim în regulă. Deci oricât de mult am face lucrurile, oricât de bine le-am face,
nu vom avea rezultatele scontate. Nu pot să spun că cel mai... cum am putea să ne dăm seama, da? Practic, poți să-ți dai seama ca pacient din dinamica a ceea ce îți dorești. Vezi cum merg lucrurile. Mi se pare, eu, de exemplu, întreb pacientul, care sunt obiectivele tale? Obiectivele din kinetoterapie eu le cunosc. Da, știu foarte bine care sunt. Dar există posibilitatea ca obiectul din kinetoterapie, conform patologiei tale, să nu se suprapună peste obiectivele tale. Și atunci să mă trezesc că la sfârșit de lună tu ești nemulțumit. Și spui că nu sunt un kinetoterapeut în regulă. Și atunci îi întreb, ok, care este obiectivul tău pentru următoarea lună? Ce ți-ai dori să poți face din ceea ce nu poți acum? Și atunci, obiectivele din kinetoterapie le duc conform obiectivului lui pe ceea ce îmi arată corpul la momentul respectiv. Și atunci, la sfârșit de lună, știu sigur că pacientul este mulțumit. Pentru că se apropie de obiectivul lui. Uh-huh. Repet, este modul meu de lucru. Uh-huh. Dar nu știu cum lucrează alți colegi. La ce te referi aici mai exact? Pentru că poate ne oferi câteva exemple. Să ne referim la pacient, ce obiectiv ar putea el să aibă, pe care tu îl poți sau nu îl poți îndeplini și dacă este în coordonare și cu obiectivele kinetoterapiei. Un exemplu care vi-l pot da, un tătic s-a adresat către noi inițial pentru un disconfort la nivel de cervical. Disconfortul la reevaluare a dispărut complet și l-am întrebat, ok, care ar putea fi obiectivul dumneavoastră, că din punctul meu de vedere ar fi necesar să mai lucrăm pe, și am descris pe ce anume, ar mai fi necesar să lucrăm conform aliniamentului corporal, da? Dar la fel l-am întrebat, care ar fi obiectivul dumneavoastră? Și el mi-a spus, uite, nu m-am gândit niciodată la aspectul ăsta, dar pentru mine este foarte important. Fetița mea, în fiecare seară, vrea să bem ceaiul împreună, doar că la masa ei, nu la masa din bucătărie. Știți, bănuiesc toți, cât de înalte sunt scăunelele de la masa unui copil de joacă, da? Și cât de înaltă este masa respectivă. Și atunci ne-a spus, mie mi-este extraordinar de groază pentru acel moment. Știu câtă mi-a să mă așez și câtă mi-a să mă ridic. Nu că m-ar durea neapărat ceva, ci pur și simplu disconforturile pe care le simt, amorțeala pe care o simt după, și atunci îmi taie din bucuria pe care aș putea să o am copilul. Și am lucrat la acest aspect. Ne-am uitat, bun, el vrea să ajungă acolo atunci. Ne axăm din punct de vedere muscular, activare, dezactivare, pentru redarea acestei funcții, care el și-o dorește. Sau alt pacient care, știi, pe mine mă interesează să ajung la dulapul de sus fără să folosesc scaunul. Ok, mergem pe echilibru, ne ducem către acel lucru. Sau un alt pacient, știi, uite, am primul nepoțel, este abia apărut și aș vrea să am forța necesară în brațe, să pot să stau cu el în brațe cât îmi doresc eu. Că în momentul de față, după 15 minute, deja mă dor brațele și nu mai pot. Uh-huh. Adică, practic, caut obiectivele pacientului, obiective reale care să le putem îndeplini la momentul respectiv, pentru că fiecare dintre obiective, da, ele pot fi îndeplinite pe partea asta de activitate fizică, dar într-un anumit interval de timp. Devenim realiști. Cât de mult contează ca și pacientul să-și asume lucrul cu kinetoterapeutul, pentru că nu depinde doar de kinetoterapeut, dar depinde și de pacient și de felul în care respectă ceea ce i s-a spus. Iarăși, în modalitatea noastră de lucru este de la prima întâlnire este comunicat o valoare foarte importantă pentru noi, care este comunicarea. Comunicarea, atâta timp cât se păstrează, se evită practic orice accidentare din interiorul clinicii sau din exteriorul clinicii.
noi nu putem gestiona sub nicio formă ce face pacientul după ce a plecat pe ușa noastră. Noi putem gestiona ce face pacientul în interior, sub supravegherea noastră. Pacientul primește anumite recomandări. Mulți își imaginează că atunci când le spunem că, știți, vă dau temă pentru acasă, ei își imaginează că va trebui tot o oră să aloce pentru acea temă. Cum spuneam mai devreme în discuție, 5 minute, maxim un sfert de oră pe zi, fac diferența. Și în momentul în care pacientul are disponibilitatea emoțională sau fizică de a le aloca, colaborarea este de scurtă durată. În momentul în care nu le alocă, aducându-le de la început la cunoștință acest aspect, ei devin asumați că ne împrietenim, din păcate, pentru o perioadă mai lungă de timp. De ce îi aleg cât timp? Este alegerea lor, da. Adică eu cred și sper să fim în interior suficient de clar pe acest aspect. Da. În momentul în care se alocă acele 5 minute, 10 minute pentru mica temă, așa zisă temă, că toată viața am primit teme, pentru acel exercițiu, da, care îl recomandăm și care poate să fie un panaceu pentru durerea lui, pentru disconfortul lui la momentul respectiv, da, va ajunge în perioada în care poate să își ia o pauză fără nicio frică, fără nicio emoție, mult mai repede. Și să poată să-și recunoască lucrurile dacă, pentru că nu-i ca și cum am făcut odată kinetoterapie, mă simt mai bine și după aia m-am aliniat, văd din poze, văd din podometrie, văd din tot că eu sunt aliniat și voi rămâne așa toată viața. Din păcate, nu se întâmplă lucrul ăsta. Cum spuneam mai devreme, fiecare accidentare, fiecare lovire, fiecare durere duce la anumite compensări. Compensările duc la modificări. De aceea recomand pacienților când le spun, uite, poți să iei pauză de la kinetoterapie pentru o anumită perioadă de timp, însă ar fi recomandat peste 6 luni, peste un an de zile, să ne vedem la un check. Eu mă uit pe fișă la ce rămâne în momentul de față, da? Și vedem atunci ce. Practic, acolo începe profilaxia. Da? Pacientul nu mai așteaptă să revină durerea, ci, băi, hai să văd. Sau învață pur și simplu să se uite în oglindă, să fie foarte critic, da, cu cum arată, dar nu din punct de vedere a greutății, da, ci din punct de vedere a posturii, și atunci să-și dea seama că ceva este în regulă, cred că ar fi timpul să reiau, să refac. Iarăși, avem partea asta de pacienți care ne spun, domnule, acum ani în urmă am avut aceeași problemă, am fost la kinetoterapeut, m-am simțit foarte bine, mi-a dat exercițiile, pe atunci m-au ajutat foarte mult, dar acum nu mă mai ajută. Corpul nostru se schimbă. Nu poate, da, exercițiile care le primesc ani în urmă să fie pliabile și pe ceea ce este acum. E diferență de vârstă, diferență de postură, diferență de metabolism, sunt foarte multe diferențe. Da, și de aceea le recomand pacienților, nu vrei să te întorci la kinetoterapie, vină odată la, și le specific în funcție de fiecare, la cât timp, vină pentru o ședință, îți schimbăm exercițiile recomandate pentru acasă și ne luăm din nou la revedere. Și îți faci profilaxia. Nu este necesar să depinzi, da, 100% de un kinetoterapeut. Avem pacienții care nu sunt în dureri, au fost cândva, dar preferă să vină în continuare pe partea de profilaxie. Iar la copii la fel. La copii este un pic mai altfel, pentru că avem cei care sunt micuți și nu le putem cere responsabilizare lor și avem nevoie de ajutorul părintelui. Sunt după aia adolescenții care sunt extraordinari și vor, se văd în oglindă și vor o altă postură și atunci lucrează foarte mult, chiar dacă noi le spunem 10 minute, un sfert de oră, ei lucrează câte o oră acasă, pentru că au înțeles că cu cât vor lucra, cu atât
vor scăpa și vor ajunge acolo unde își doresc. Și avem cealaltă categorie care, da, nu doresc. Nu se lasă înduplecați nici de noi, nici de către părinți. Acolo nu putem face nimic, adică aduc la cunoștință părintelui de la început, că e la fel ca la adulți. Dacă nu își dorește, noi avem o barieră, o limită. Pentru că nu, acum să fim serioși, cu o oră, să spun că mă văd zilnic cu pacientul, mă văd o oră din 24 de ore. Nu putem gestiona 100% cu acea oră. E nevoie de colaborarea pacientului. Kinetoterapia poate să înlocuiască anumite intervenții chirurgicale? De înlocuit sub nicio formă. De prevenit, da. Dar să înlocuim, nu. Dacă este recomandarea primită pentru partea de intervenție chirurgicală, se duce către intervenție chirurgicală. Să prevină o intervenție chirurgicală, da, asta poate face. Dar depinde de vârsta la care, nu vârsta, de stadiul patologiei. Da? Și mai sunt intervenții chirurgicale care este recomandată kinetoterapia preoperatorie și postoperatorie. Da? Deci nu discutăm că se înlocuiește una pe alta, ci ele se completează. Te întrebam aici pentru că sunt pacienți care au primit recomandarea medicului să meargă la o intervenție chirurgicală, însă ei ulterior, de sine stătător, au găsit un kinetoterapeut care s-a apucat de ei și a rezolvat problema fără intervenție. Aici depinde de resursele corporale ale pacientului foarte, foarte mult. Dacă este să ne gândim, nu știu, din punct de vedere articular, da, există posibilitatea să primească recomandare pentru o orteză, de exemplu, da, la genunchi, la șold, și să caute un kinetoterapeut, da, care să lucreze cu ei și ei să se simtă mult mai bine. Dacă discutăm de o degradare de stadiu 1, atunci, da, care este incipient, atunci, prin kinetoterapie, pacientul amână pe cât posibil intervenția chirurgicală, doar că pacientul trebuie să înțeleagă că odată ce s-a pornit degradarea, noi o putem doar ralenta, nu putem inversa procesul. Mm-hmm. Da? Deci noi o ralentăm, putem să lungim cu 5 ani, 10 ani, da, 15 ani, să ralentăm procesul acesta, însă pacientul să înțeleagă că este un proces de lungă durată. Da? Dacă discutăm de o patologie care este în stadiu 4, da, acolo putem să pregătim organismul, da, putem diminua durerile, putem pregăti organismul să se refacă mult mai repede post-intervenție chirurgicală, pentru că acolo putem lungi, da, lungim un an, doi, da. În schimb, se diminuează foarte mult durerile și pacientul își mai recapătă funcționalitatea, funcțiile. Da? Dacă discutăm de o hernie de disc, sunt lucruri destul de clare, inclusiv pe site-ul clinicii este un interviu cu un neurochirurg, da, care descrie exact când să te îngrijorezi și da, se pune bisturiul și când nu, este recomandată partea de kinetoterapie, încearcă prin kinetoterapie, pentru că fiecare hernie de disc are un anumit traseu, are o anumită portiță de timp, da, în care lucrurile pot să se schimbe 180 de grade, da? Adică sunt niște lucruri foarte clare în unele puncte de vedere, din alte puncte de vedere. Noi ne completăm, nu ne înlocuim. Sub nicio formă. Ana Maria, noi îți mulțumim că ai ajuns astăzi la Podcast BZI. Sper că ți-a plăcut această experiență. Am avut un interviu cu foarte multe informații utile pentru cei care îl vor urmări și te mai așteptăm cu mare drag și la alte episoade de podcast. Mulțumesc de invitație, mi-a făcut mare plăcere. Într-adevăr, a fost o discuție relaxată, așa cum mi-ați spus la început. Mi-a făcut plăcere și cu drag și cu alte ocazii, dacă este necesar. Mulțumim! Mulțumesc și eu!
Aici se încheie episodul nostru de astăzi de podcast BZI. Noi ne revedem și la alte episoade cu oameni interesanți, cu oameni de la care avem ce învăța și oameni care ne pot inspira. Până atunci, faceți cumpărături pe site-ul balcan.ro, folosiți codul BZI10 pentru că va aduce o reducere de 10% și la revedere!